Primăria Deva implementează un proiect de investiții de alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea cartierului Zăvoi către Archia. Este o investiție de peste 500.000 de euro cu finanțare din bugetul local. Avem un proiect de investiții din buget local de peste 500.000 de euro pentru extinderea rețelei de distribuție a apei potabile și a canalizării. Sperăm ca în câteva luni să finalizăm aceste lucrări de investiții. Repet, sunt finanțate din bugetul local și urmând ca din primăvara anului 2023 să intervenim cu covorul asfaltic pe fiecare din străzile din acest cartier, prelungire Archia. Rețeaua de distribuție a apei potabile, care se va executa cu conductă din polietilenă de înaltă densitate și are o lungime de aproape 2700 de metri. Sunt prevăzute 180 de cămine de branșament, 15 cămine de vană și 15 hidranți de incendiu. Rețeaua de canalizare se extinde pe o lungime de aproape 2,5 km. Vor fi 3 stații de pompare ape menajere cu racorduri electrice aferente, conductă de refulare în lungime de peste 1,2 km, 180 de cămine de racord și 85 de cămine de vizitare. Se vor colecta apele menajere uzate de la locuințele individuale și vor fi direcționate spre canalizarea existentă pe strada Archia.